accederea cât mai sus în play-off și, de ce nu, chiar barajul pentru Liga a doua. Acesta este obiectivul trasat de conducerea echipei Mușelul Plung pentru noul sezon. În ediția precedentă de campionat, clubul patronat de doctorul Claudiu Ciolan s-a salvat în ultima secundă de la retrogradare, iar acum cu antrenor principal nou și cu preparator fizic în lot și pretențiile sunt altele. Chiar și fostul principal, Vasile Slăninoiu, speră că în acest sezon echipa să nu mai trăiască cu emoții până în ultimele etape. Sperăm din suflet să facem o figură frumoasă în următorul sezon și să nu mai trăim cu emoții până în ultimele etape. Nucleul de jucători este în mare măsură același ca în ediția precedentă. Voicu, Stelea, Turcin, Ghiță, Sanda, Niță sau Angelina, numărându-se printre jucătorii prezenți la reunirea echipei ce a avut loc miercuri după amiază.